Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae Obedeni, protopopiatul Herești. După oficierea slujbei, ierarhul a sfințit noul clopot al bisericii. Ceea ce ați făcut dumneavoastră, comunitatea de aici, de la Obedeni, la îndemnul consilierilor, al enoriașilor, al comitetului, al fiilor satului, e un lucru extrem de important. Poate lumea spune un clopot. Care, cum ați auzit în rugăciunile foarte frumoase rostite aici, clopotul este cel care anunță faptul că trebuie să vii la biserică, este cel care îndepărtează grindina, intemperiile, este cel care vestește că există înviere, este cel care cheamă și pe cei vii și pe cei morți. Un nou clopot turnat din bronz, în greutate de 197 de kilograme, prin contribuția enoriașilor parohiei. Era necesar un nou clopot care l-a înlocuit pe cel vechi, fiind deteriorat, spart, venind astfel în întâmpinarea credincioșilor de a avea un nou clopot pentru biserica lor. În cadrul slujbei, preasfinția sa a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Anton Vali Mircea pentru activitatea pastorală, misionară și administrativă desfășurată. Toți credincioșii care au participat cu emoție sfântă la slujba aceasta au fost atât de bucuroși, atât de încântați, că, într-adevăr, episcopul locului a poposit în mijlocul lor. Ce bucurie mai mare decât aceasta, ca și chiriarhul locului să vină să slujească în biserica noastră. Credincioșii s-au putut închina la părticele din moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe aduse de la Catedrala Episcopală din Giurgiu, iar la final au primit iconițe și pastorala chiriarhului prilejuită de praznicul nașterii Domnului Iisus Hristos. Copiii prezenți la Sfânta Liturghie au cântat la final colinde.